Direcția de Sănătate Publică Suceava a anunțat că în săptămâna 9-15 ianuarie, în județul Suceava au fost înregistrate 85 de cazuri de gripă, din care 35 de pacienți au fost internați. Potrivit sursei, cele mai multe cazuri de gripă, 22, au fost înregistrate la grupa de vârstă 15-49 de ani. Alte 3 cazuri de gripă cu un deces au fost la grupa de vârstă peste 65 de ani. La grupa de vârstă 50-64 de ani au fost înregistrate 18 cazuri de gripă, la grupa de vârstă 0-1 an au fost 14 cazuri, iar la grupa de vârstă 2-4 ani au fost 12 cazuri, la grupa de vârstă 5-14 au fost 16 cazuri de gripă. În aceeași săptămână au fost 2720 de cazuri de infecții respiratorii acute cu 24 de internări. Cele mai multe cazuri de viroze, 847, au fost la grupa de vârstă 5-14 ani. Tot în aceeași perioadă au fost înregistrate 605 cazuri de pneumonie cu 118 internări.